Dar ce fac acele mămici care nu au timp, care eventual nu au șansa să stea acasă 2 ani cu copilul? Încearcă să facă față și cu treburile cotidiene și să țină pasul cu ritmul copilului. Că, dacă mă întreb, nu sunt foarte de acord cu borcănașele. Să nu reprezinte o masă exclusivă sau doar asta să mănânce copilul. Dar dacă îi faci în casă, dacă îi pregătești, poți să conservi și să îi dai de pe o zi pe alta în această formă. Dar o masă exclusivă de borcănașe nu prea este indicată. De ce? Pentru că poți să, depinde de brand, evident, dar sunt unele care conțin sare, sunt unele care conțin conservanți, sunt unele borcănașe care conțin mix de legume sau cărniță și atunci poate copilul tău are o alergie și nu știi la ce. Dacă îi dai direct un mix de legume, contează mult mai multe aspecte înainte de a începe diversificarea, de care este bine să se țină, să se țină cont. Exact, dacă te duci pe varianta aceea cea mai ieftină, îți garantez că nu este ce trebuie acolo. Și există și această variantă ca tu să ții niște legume din piață, unde producătorul local, ca să-i crească roșia frumos, a turnat sacul de înainte. Atunci când avem un acces la niște legume în care știm 100% proveniența lor, atunci putem alege varianta aceea de borcănașe mai corespunzătoare.